Evanghelia după Luca, în capitolul al 10-lea, versetul cu numărul 21, unde cuvântul Domnului spune așa: În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit cu cale tu. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luarea minte cuvântul Domnului. Un cuvânt care, așa cum îmi place mie să spun mereu și mereu, îmi doresc mult să ajungă la inima fiecăruia. Și cum am mai spus și în alte rânduri, locul de drept al cuvântului lui Dumnezeu nu este căpățâna. Locul de drept al cuvântului lui Dumnezeu este inima. Și când cuvântul Domnului locuiește în adevăr în inimile noastre, Duhul Sfânt ia din inimile noastre, din cuvântul Domnului, gânduri pline de înțelepciune și le ridică și la căpățână ca să ne închinăm Domnului, nu doar cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul, și în felul acesta toată puterea vieții noastre să o punem în slujba Domnului, în slujba Evangheliei, în lărgirea împărăției, adică în mântuirea semenilor noștri. Amin. În psalmul 22, versetul cu numărul 22, un psalm profetic, Domnul Iisus spune: Voi vesti numele Tău fraților mei și Te-L voi lăuda în mijlocul adunării. Și acum vă întreb și vă mărturisesc că a făcut-o Domnul Iisus lucrul acesta minunat cât a fost pe pământ? Când noi ajutăm pe oameni să fie mântuiți, facem ca pământul să semene tot mai mult cu cerul. Acolo toți sunt mântuiți. Și cea din tâi dorința noastră, exprimată mereu și mereu în rugăciune, este: Vie împărăția Ta. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Cum spune și preiubitul frate Mitică mai devreme, dacă ați fost cu luarea minte, despre Iisus, Mântuitorul și Dumnezeul nostru. El a fost 100% om și 100% Dumnezeu. S-a bucurat, a plâns și a fost milă de oameni și a făcut ceva minunat pentru ei. Împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, cum ne învață mereu și mereu slujitorii satanei, care se prefac în slujitorii neprihănirii și care cu mare iscusință strecoară pe furiș erezii nimicitoare și mulți îi urmează în destrăbălările lor și îi dau înainte cu învățătura aceasta diavolească Evanghelia prosperității, Evanghelia bunei dispoziții și Evanghelia pozitivă. Ni se spunea dimineață, dacă ați fost atenți, când adevărata dragoste dispare, se insinuează, adică vine falsa dragoste, și anume iubitor de sine, iubitor de bani și iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit toată această grozăvie care se întâmplă și în lume și în biserică, acela, zice, va fi mântuit. Doamne ajută și Doamne dă izbând. Amin. Doamne ajută și Doamne dă izbând. Amin. Toată viața este un test al răbdării. Dumnezeu este răbdător, diavolul este nerăbdător. Cu cine semănăm? Cine guvernează sau cine conduce inimile, gândurile și viețile noastre? În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire,
mai apoi este pace și vine și bucuria din Duhul Sfânt, nu din împrejurările vieții. Este o bucurie slăvită care vine de sus. Vine din cer, vine de la Dumnezeu. Cum cânta și preiubitul frate mai devreme, despre frații aceștia minunați, Pavel și Sila, care se găseau într-un loc cu suferință mare și cu suferință grea. Și tot din închisoare Apostolul Pavel, între altele, ne scrie și spune: noi suntem așezați, știm unde ești împreună cu ceilalți frați, în închisoare la Roma. Nu, zice, în închisoare este trupul acesta trecător. Noi suntem așezați în locurile cerești, împreună cu Hristos. Și în închisoare fiind, după ce au primit o bătaie zdravănă, au fost așezați cu picioarele în butuci, în lanțuri, și în temnița din lăuntru, acolo unde pui deținuții cei mai periculoși, unde pui criminali aceștia periculoși la siguranță maximă. Și pe la miezul nopții nu aveau treabă nici cu nebunească televiziune, nici cu www.666, mlașina aceasta nemaipomenită care este internetul. N-aveau treabă nici cu Facebook-ul, nici cu bârfa prin telefon și așa mai departe. Spune că se rugau și cântau cântări, nu de jale, cântau cântări de laud. Și este o combinație puternică și periculoasă pentru împărăția Întunericului. Mai ceva decât bomba atomică, mai ceva decât bomba nucleară. Și locul acela urât, mirositor, s-a transformat într-o catedrală cerească. Și spune că s-a cutremurat pământul și toate porțile s-au deschis și legăturile, lanțurile fiecăruia au căzut. Și despre o soră, mi se spunea dimineața de aici din altar, despre boala aceasta teribilă care se numește stres sau depresie și care face prăpăd nu doar în lume, că și în adunare deopotrivă. Și o soră care a căzut într-o adâncă depresie și acum i s-a încurcat mintea, nu zic s-a stricat, i s-a încurcat. Și făcea tot felul de grozăvii și soțul ei trebuia să o vegheze 24 de ore din 24. Și acum au trecut ani. Și 2 ani de zile, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, oamenii se chin, Dumnezeu și binecuvântare. Și într-o seară de marți, când frații mergeau la adunare, el vorbind prin telefon cu unul din frați: rugați-vă iarăși pentru noi în seara aceasta la adunare ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să ne izbăvească din încercarea aceasta mare și să-și facă un nume de slavă. Și a adăugat fratele: după adunare, dacă vă pune Domnul pe inimă, 2, 3, cât puteți, intrați și la noi să ne rugăm și aici, în casa aceasta, cu durere și încercare, să ne mângâie Domnul inimile și să ne izbăvească din încercarea aceasta mare și grea. Și fratele a promis și după adunare au venit 2 frați la fratele acesta acasă și când au văzut femeia care ședea răvășită, ghemuită, lângă sobă și avea așa o înfățișare teribilă, s-au speriat și s-au descurajat și n-au mai putut să se roage. Dar unul din ei a avut inspirația și a spus: hai să cântăm o cântare Domnului. Și s-au pornit să cânte cântarea Domnului și când au ajuns la refren, Domnul a eliberat-o la clipeala ochiului. Și femeia aceasta s-a ridicat, s-a dus repede, s-a spălat, s-a pieptănat, s-a îmbrăcat și a venit să le slujească fraților. Este o putere minunată în cântarea de laud. S-a cutremurat pământul, s-au deschis porțile
Și minunea lui Dumnezeu, niciun deținut n-a ieșit din închisoare. Puteau toți, buluc să iasă. Du-te într-o închisoare, deschide porțile închisorii și spune-le deținuților, 1000, 2000, câte ori fi, aveți 10 minute la dispoziție, care iese, e liber. Păi să-l călca în picioare, să rămână unul pe altul. Care să ajungă la poartă? Dar ei știau nicăieri. Nu este așa de bine? Că în prezența lui Dumnezeu și aici este Dumnezeu și aici e slava lui Dumnezeu și aici s-a umplut locul acesta de această prezență cerească, minunată și binecuvântată. Și acum a sărit și comandantul de penitenciar, îngrozit la gândul că i-au fugit deținuții, gata. Viața lui era compromisă cu totul, cu gând să-și ia viața, să se omoare. Și apostolul Pavel și Sila împreună cu el, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Auzi minuni. Și când a văzut el, comandatul de penitenciar, minunea lui Dumnezeu, s-a aruncat cu fața la pământ. El în uniformă de asta de ofițer cu grad înalt și așa cum îi zice, pușcăriaș, nu? În zighe. S-a aruncat cu fața la pământ. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și apostolul Pavel zice, să crezi în Domnul Iisus și să fii mântuit tu și auși îndrăzneale. Și toată casa ta, mărire Domnului. Și iară zic din toată inima, mărire Domnului. Amin. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, că ai acoperit aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și predica din seara aceasta se numește să ai o inimă simplă. Sunt două lucruri la fel de importante. Cel din tâi, ai acoperit aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Nu este că ar fi oameni înțelepți și pricepuți, sunt oameni care ei se cred înțelepți și pricepuți, sau sunt oameni care alții împrejurul lor îi consideră ca atari. Cât despre înțelepciunea noastră ca oameni mărginiți și adeseori cu porniri sau gânduri contradictorii, Biblia spune că înțelepciunea noastră este mai degrabă nebunie înaintea lui Dumnezeu. Uitați câte rele se întâmplă și astăzi prin întreg pământul datorită celor care pretind a ne conduce și care nu cunosc pe Dumnezeu și care săvârșesc năzbâtii peste năzbâtii, ca să nu zic mai mult decât atât. Mai întâi Dumnezeu acoperă lucrurile minunate, descoperirile dumnezeiești de cei înțelepți și pricepuți și le descoperă pruncilor, adică celor cu inimă simplă. Să ai o inimă simplă, asta înseamnă să ai o gândire simplă, o vorbire simplă și o trăire simplă. Și gândire simplă nu înseamnă gândire simplistă, gândire superficială sau artificială, ci înseamnă o gândire profundă, o gândire temeinică, o gândire practică și neapărat o gândire și cuprinzătoare și pe termen lung. Să ai o inimă simplă. Când Dumnezeu Sfântul Israel, Creatorul Cerului și al Pământului, a hotărât să înceapă un nou legământ cu omul pe pământ, nu s-a dus nici la împărații acestei lumi, nu s-a dus nici la înțelepții acestei lumi și nici s-a dus nici la miliardarii acestei lumi. Și a venit din cer și a bătut la ușa fetei acesteia minunate cu numele Maria și a spus trei lucruri. Mai întâi, Domnul este cu tine. Al doilea lucru, Duhul Sfânt te va umbri. Cu alte cuvinte, lucrarea aceasta se va face prin puterea mea, zice Domnul, și nici prin putere sau destăinicie omenesc. Și cel de-al treilea cuvânt, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și fata aceasta minunată a dat răspunsul minunat dintr-o dată. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Dumnezeu s-a descoperit și Dumnezeu se descoperă pruncilor. Identitatea Mariei, roaba Domnului. Și mare har că ea știa că rugăciune fără fapte este religiozitate înșelătoare.
și-a adăugat, facă-mi-se după cuvintele tale. Și de aici a început planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii, planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Și foarte interesant, același înger, în aceeași perioadă, a venit și s-a descoperit și fratelui acestuia cu numele Zaharia, preot, îi venise rândul să slujească în templu. Și în templu a coborât Domnul și a vorbit prin același înger, Zaharia, iată-mă, Doamne, crezi în Dumnezeul lui Israel, în Dumnezeul cel viu și adevărat, din toată inima, stăpân. Și crezi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu când și-a scos poporul din Egipt, de Egipt cu braț puternic, fiecare minune, în parte și pe toate la oaltă. Și mai crezi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu vreme de 40 de ani cu poporul acesta minunat prin pustie. Cred fiecare minune și le cred pe toate la oaltă. Și crezi și minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu părintele Avraam, care a primit la bătrânețe să zămislească fiul binecuvântat pe Isaac, din toată inima cred să pune și minunea aceasta. Ei bine, zice, la anul, pe vremea aceasta, vei avea un fiu. Asta nu mai cred. Și îngerul Domnului cu înțelepciune îi spune, iată că vei rămâne mut până se vor împlini toate aceste lucruri. Mare har și mare binecuvântare, un timp în care el, Zaharia, a meditat foarte atent la lucrările Domnului, la minunile Domnului, că altfel cine știe ce năzdrăvănie ar mai fi spus. Și când s-au împlinit toate lucrurile, când el a scris pe tăbliță numele copilului este Ioan, atunci s-a dezlegat limba și fiind acum cu inimă simplă un prung, a primit așa descoperiri din partea Domnului și a avut așa un cântec, a avut așa o prorocie, că spunea preiubitul frate Mitică, sora noastră Ana, vai, 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 cântare Ani. Sunt mii de ani de la cântare Ani și milioane de oameni se hrănesc din cuvântul acesta. Și milioane de oameni laudă și binecuvintează numele și pentru sora aceasta Ana și pentru lucrarea scumpă și măreață pe care Dumnezeu a făcut-o în ea, cu ea și prin ea. La fel și cu fratele nostru Zaharia, care ne este drag și din cale afară de drag. Dumnezeu ia oameni simpli și îi face oameni mari. Și a ales drept ucenici, oameni cum sunteți voi și oameni cum sunt și eu. Dacă și-ar fi ales drept ucenici, oameni dintre aceștia cu instrucție aleasă, cu educație aleasă, cu un caracter desăvârșit, noi am fi fost descurajați și ne-am fi gândit, of, 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 oare ne primește și pe noi Domnul în rândul ucenicilor Lui sau în rândul ucenicilor? Dar dacă a ales oameni dintre aceștia, suntem așa de încurajați? Păi dacă i-a ales să-mi fie iertat pe prăpădiția aia, sigur că ne alege și pe noi, oricât am fi de prăpădiți. Erau așa de scumpi ucenicii Domnului, că Domnul la un moment dat le spune, of, 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 până când vă voi mai suferi? Și iarăși Domnul le spune, unde vă este credința? Și câte și mai câte. Erau oameni neînsemnați și oameni simpli, cum suntem toți, și El s-a folosit în chip minunat de oameni aceștia simpli, de oameni aceștia of, 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 și a făcut cei mai însemnați oameni care au trăit vreodată pe pământul acesta. Cu ei a schimbat lumea, când de la cincizecime Duhul Sfânt a intrat în ei și s-a săvârșit minunea nașterii de a doua oară și acum nu mai erau grozavi și nu mai erau deștepți. Să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i miștui pe samaritinii aceștia, cum a făcut Ilie, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit să piardă, ci a venit să mântuiască. Dar toți avem porniri de felul acesta, toți ne credem neapărat, grozav ne credem cineva sau ceva. Noi căutăm oameni talentați, cu nume și renume, și neapărat cu nu știu câte diplome. El caută oameni simpli și ia pe oameni aceștia simpli și îi face oameni mari și minunați în împărăția Lui și în lucrările Lui.
Bine, bine, vi zice, dar noi știm și despre oameni cu nume și renume de care Dumnezeu s-a folosit în chip minunat. Și așa este. Eram într-o adunare și îmi spune unul din adunare să știi că pastorul nostru este doctor în teologie. Și am întrebat pe fratele acela, dar fratele vostru care este, pastorul vostru care e doctor în teologie, cunoaște și pe Dumnezeu sau doar teologie? Că una e una și alta e alta. Nu că ar fi greșit să ai și studii dintre acestea în alte teologice, dar dacă nu cunoști pe Domnul, mai bine ne avea niciun studiu. Și le-ai cunoști pe Domnul, atât cât este rânduit și dat. De altă parte, să știți că sunt și oameni cu multă știință de carte, care au o inimă simplă și care cunosc bine pe Domnul și slujesc bine Domnul. Eram într-o altă adunare și îmi spune cineva, uite, vezi fata asta? Fata asta cântă nemaipomenit. Și fata asta urcă nu știu câte octave când cântă ea. Și am zis, mă bucur și sufletul meu mărește pe Domnul și pentru fata aceasta. Dar întrebarea mea este, fata asta cântă și pentru slava lui Dumnezeu sau numai pentru slava ei? Nu este că ar fi greșit să fie omul talentat, dar când talentul este pentru slava mea și nu pentru slava lui Dumnezeu, mai bine să fie netalentat. Și cum spunea fratele Bumbac, când singur, când cel mai bine. De altă parte, sunt și oameni foarte talentați care laudă cu toată inima în numele Domnului și care se străduiesc prin toate mijloacele să înalțe numai și numai numele Domnului și pe Domnul. Ce minunată pildă Gedeon acesta. Vorbeam cu președintele Academiei Române și spuneam că ar trebui să facem lucruri minunate aici în România, pentru România, până nu este prea târziu, că toate merg de avalma și de adura și într-o grabă mare înspre prăpastie și Dumnezeu îi spune, da, dar eu sunt slab, eu sunt așa și așa și așa. Și spune, este unul pe paginile Sfintelor Scripturi, numele lui Gedeon. Și Gedeon zice, Doamne, tocmai pe mine mai ales, păi eu sunt cel mai neînsemnat. Și familia din care vin eu este una neînsemnat. Și Dumnezeu s-a uitat la inima lui și a văzut cum inima lui este simplă și este ascultătoare și doritoare și iubitoare după Dumnezeu și spune, du-te cu puterea pe care o ai. Și a ieșit așa un viteaz, numele lui să la loc de cinste în paginile Sfintelor Scripturi. Și în Evrei, capitolul 11, un capitol închinat credinței, este și el pomenit între eroii credinței. A fost pomenit și bărbatul acesta, unic în lume în felul lui, unic în poporul Domnului și în lucrarea Domnului, numele lui Moise. 40 de ani, îți dai seama, prins în casa împăratului, în casa faraonului, a studiat la cele mai înalte, cele mai importante școli și universități ale timpului, cu cei mai însemnați învățători și dascăli, profesori, nu? Și după 40 de ani de înțelepciune omenească, dobândită pe la toate școlile înalte ale Egiptului, Dumnezeu a hotărât pentru el alți 40 de ani din calea afară de însemnați care s-au adăugat primilor 40, 40 de ani la școala binecuvântată a pustiei și când inima lui Moise n-a mai fost mare, n-a mai fost tare și viteaz, a devenit o inimă simplă, o inimă de prunc, Dumnezeu i s-a descoperit în chip minunat și fraților și surorilor, vreme de alți 40 de ani a făcut cu Moise lucrări nemaipomenite. La sfârșitul vieții lui, cuvântul Domnului spune că nu se va mai naște pe pământul acesta un proroc ca și Moise, robul Domnului, căruia să-i vorbească Dumnezeu gură și către gură și prin care să facă lucrări mari și nemaipomenite și înaintea lui Faraon, adică înaintea satanii, și înaintea Imperiului poporului egiptean și înaintea poporului Domnului. Ce cuvinte mari, ce cuvinte alese și ce cuvinte binecuvântate. Când i s-a descoperit Dumnezeului Moise? Când a avut o inimă simplă, când a avut o inimă de prunc.
și sunt așa de fericit. Și sufletul meu mărește pe Domnul pentru bărbatul acesta, Moise, de care mi este foarte dor, să se îndure săpânul, să-mi dea har să ajung și eu cu bine în cer. Și am să rog un înger, du-mă în graba mare la casa lui Moise, să-i dau o sărutare frățească, românească, ai pot să zic și țigănească, și să-i mulțumesc din toată inima pentru pilda credincioșiei lui, pentru frumusețea lui, și să-l rog să-mi spună mai multe de cum i-a fost viața cu Domnul pe pământ și de-o fi și dânsul interesat, au să-i spun și eu, că asta înseamnă veșnicia cu Domnul și cu Sfinții. Și auzi ce spune el Moise când Dumnezeu îl cheamă la lucrare, care om pe pământul acesta s-ar fi gândit la 80 de ani? Ce mai faci unul la 80 de ani? Bun de pensie. Chiar s-ar mai fi gândit să facă Dumnezeu așa niște lucrări mari? Tocmai în slăbiciunea noastră Dumnezeu își arată puterea și slav. Fraților și surorilor și tineri și copii, să ne încredem cu toată inima în Domnul. Planul Domnului este întotdeauna cel mai bun pentru noi. Și auzi ce spune el Moise Domnului, Doamne, n-ai făcut alegerea cea mai bună, nu vreau să te necăcesc, nu vreau să te contrazic, dar eu ți-aduc un argument foarte serios, sunt bâlbâit. Nu mai știu să vorbesc așa cum ar trebui să vorbesc un om. Și Dumnezeu parcă îi zice, păi tocmai de un bâlbâit am nevoie, că dacă ai fi unul care se pricepe bine să vorbească, te-ai duce la faraon și te-ai apuca cu el la vorba asta, așa, 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 ai ajunge să te îndrăgostești de propriile cuvinte și ai uitat pentru ce se-a trimis. Dar dacă ești bâlbâit, zici o frază, dă drumul poporului acestuia și gata. O societate americană de Biblie avea mai mulți angajați care vindeau Biblie. Și unul dintre angajați, bâlbâitul bâlbâiților, dar ăsta vindea cele mai multe Biblii. Și s-au mirat. Frații și l-au întrebat, dar cum se face că dumneata vinzi cele mai multe Biblii? Care este secretul? Și bâlbâitul, cum a vorbit el, păi zice, e foarte simplu. Mă duc de la ușă la ușă și le spun pentru ce am venit și ei, când mă văd cum mă văd și cu bâlbâiala mea, nu ne trebuie nicio Biblie. Nu e nicio supărare. Dacă nu luați Biblie, de atunci îngăduiți-mă, vreau să vă citesc eu măcar câteva pagini din Biblie. Și când aud ei că trebuie să stea să asculte un bâlbâit că citește Biblie, dă-ne Biblia și pleacă. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, că așa ai găsit-o cu cale. Ai acoperit aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și astăzi Dumnezeu se descoperă în chip minunat pruncilor. Fratele acesta Solomon, Domnul să-l binecuvinteze, de multe vreme mi-a căzut de drag la inimă. Și acum venea la ambon să spune una, să spună alta. Și noi, în general, căutăm să fim cât mai sofisticați ca să se impresionăm, să zică lumea, oh, uite ce e. Dar de multe ori nu pricep nici ea din bancă și nu pricepem nici noi mult din ceea ce spun. Și am spus, nu te teme, stai foarte liniștit înaintea Domnului și o să-ți dea Domnul așa cuvânt bun, dacă ai o inimă simplă, o inimă liniștită. Și m-a ascultat năzrăvan și astăzi când l-am auzit vorbind, i-am zis, Doamne, dar ce faci cu mine? Ce mare har și ce mare binecuvântare! Uite, așa-i curgeau cuvintele. Dumnezeu s-a descoperit și se descoperă pruncilor, adică oamenilor cu inimă simplă, cu gândire simplă, cu vorbire simplă și cu trăire simplă. S-a făcut pomenire despre bărbatul acesta minunat, numele lui Saul din Tars. Cine era mai grozav decât el? Tare și mare. Și acum a făcut se prăpăd în biserica la Ierusalim și ca să fie și mai mare și mai tare, a cerut scrisori de acreditare, cum îi zice, de la autoritățile cele mari ale timpului și religioase și politice, să meargă și în Damasc. Și dacă va găsi acolo pe unii umblând pe care credinții, nu cei care umblă din gard în gard ca bițivii, sau din șans în șans, sau de cei care privesc la calea credinței și comentează și toate celelalte, umblând pe calea credinței,
auzi? Era să zic nebun. Să-i aducă legați la Ierusalim, fie bărbați, fie femei. Oameni care nu aveau nimic împotriva lui. Dar el spune, mă purtam ca un nebun. Din neștiință, în necredință. Și acum pe drumul Damascului, cum era el țanțoș, dintr-o dată îi se descoperă Domnul Iisus într-o lumină orbitoare, asta este lumina dragostei divine, dragostei cerești. Și iarăși zic, să fim din toată inima încrezători în Domn. Cu cât este unul mai năzrăvam și mai apucat, Biblia zice, unde păcatul s-a înmulțit, harul lui Dumnezeu s-a înmulțit încă mai mult. Adică dorința lui Dumnezeu de a da mântuire e mai mare, mai mare. M-a întrebat un frate, de acum vine chestiunea aceasta, că harul lui Dumnezeu se înmulțește mai mult, unde păcatul se înmulțește mai mult. Și am explicat, presupunând că Dumnezeu ești în România și băiatul dumitale este peste ocean în America. Dacă știi că este la casa lui și are și un serviciu bun și are și o familie bună și mai umblă și la adunare, ai un dor în inimă după el. Dar este un dor potolit, este un dor liniștit. Dar dacă el ar fi într-un anturaj rău și ar fi cu oameni răi, și cu băutură, și cu droguri, și cu tâlhărie, și ar mai ajunge și într-o închisoare, ai fi topit de dor după el și ai fi în stare să te duci în închisoare, să stai în locul lui, numai să fie el liber și să vină acasă. Asta înseamnă unde păcatul s-a înmulțit, harul lui Dumnezeu, dorința lui de a ne mântui este mai mare și este mai puternic. Și mă gândesc în inima mea că pe drumul Damascului or fi fost poate 1000 de oameni. Și Domnul Iisus, stând pe tron în cer, se uită peste cei 1000 de oameni și zice, de data aceasta nu-mi trebuie decât încăpățânatul acest. Lasă-i pe ăștia 999, eu îl vreau pe încăpățânatul acest. A făcut Domnul o alegere bună și încăpățânatul acesta, cel mare și tare, care se credea neapărat cineva sau ceva, cade cu fața la pământ și de acolo din sărână pământului pune o întrebare. După ce aude o întrebare, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cei care sunteți prigonitori în seara aceasta, în locul acest, mă rog Domnului să vă auziți chemați pe nume. Când îți prigonești nevasta, îl prigonești pe Iisus. Când îți prigonești bărbatul, îl prigonești pe Iisus. Când îți prigonești copiii sau părinții, îl prigonești pe Iisus. Și când îți prigonești frații sau surorile, îl prigonești pe Iisus. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și acum nu mai era mare și nu mai era tare, că era un prunc. Și a venit pastorul bisericii din Damasc, Anania, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care venea, m-a trimis să-ți capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și acum vă întreb și vă mărturisesc, a primit el, Saul din Tars, pe care biserica îl cinsește cu numele de Sfântul Pavel, descoperiri din cer? A primit el descoperiri de la Dumnezeu? Sunt epistolele minunate pentru care suntem atât de recunoscători Domnului și fratele nostru Pavel, din care milioane și milioane de oameni se hrănesc și pentru care milioane și milioane de oameni neîncetat mulțumesc Domnului și laudă și binecuvintează numele. Dumnezeu s-a descoperit și se descoperă pruncilor. Ia și oameni mari, ia și oameni tari, dar mai întâi aruncă în pulberea pământului, acolo se ocupă de ei, îi prelucrează, după aceea îi ridică și îi așează la loc minunat, la loc de cinste și la loc binecuvântat, în lucrarea pe care tot el ne-o pregătește din veșnicie, dinaintea de întemeierea pământului, cerului și al pământului. Și Apostolul Pavel zice, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur.
Dacă vreunul crede că este ceva, fraților și surorilor, și noi întâi și întâi de toate, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Numai că nimicul acesta minunat și mult binecuvântat, când ajunge în mâna Domnului, devine o bijuterie rară, devine capodoper. Să nu mai zică frații niciodată că n-ave merit, că n-ave merit, că n-ave merit, că n-ave merit, că n-ave merit și iarăși n-ave merit. Păi noi nu suntem aici pentru meritele noastre, dar suntem aici prin meritele Domnului Iisus. Și suntem aici ca moșteritori ai împărăției veșnice și nestricăcioase. Suntem aici ca și copiii ai Domnului, fiii Lui și fiicele Lui, robii Lui și robele Lui. Și suntem aici ca frați mai mici ai celui dintâi născut, Domnul Iisus, care nu se rușinează să ne numească pe noi frați, indiferent slăbiciuni de un fel sau de un altul pe care le-am avea. Și acum iarăși întreb și te mărturisesc. Unul care se naște în casa unui împărat, el devine moștenitorul tronului pentru că are 2 metri înălțime, pentru că are ochi albaștri, păr blond și nu știu ce nas cărn, sau nu știu ce urechi delicate, el devine moștenitorul tronului pentru simplul motiv că s-a născut în casa împăratului. Așa și noi devenim moștenitorii acestei împărății veșnice și nestricăcioase, pentru că ne-am născut din Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, mărire Domnului. Într-o împrejurare foarte importantă, atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după Mine. Acum, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să nu vrem să mergem după El în cer, nu? Noi știm că este în cer, de-a dreapta Tatălui, Dumnezeu L-a făcut Domn și Hristos. Dacă voiește cineva să vină după Mine, ce zice, care e cea din tâi condiții? Zice să se lepede de sine. După aceea zice să-și ia crucea și după aceea să mă urmeze, adică să trăiescă și El. Cum spuneau de dimineață frații, o viață asemănătoare cu viața pe care a trăit-o Domnul Iisus când era pe pământ. Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine. Voi vreți să fiți deștepți și eu vreau să fiu deștept. Ești deștept când renunți cu desăvârșire la deșteptăciunea ta ca să vină mai apoi deșteptăciunea sau înțelepciunea lui Dumnezeu. Una e una și alta e alta. Și iarăși într-o împrejurare foarte însemnată, în Matei, capitolul 18, începând cu versetul 1, cuvântul Domnului spune așa: atunci ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus și au pus o întrebare: învățătorule, cine este... Cum zice mai departe? Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Și eu mă gândesc în inima mea că Petru era pregătit să facă un pas în față, de plin încredințat că Domnul Iisus va spune cine altul, dacă nu, ucenicul meu Petru, că el mereu și mereu să facă ceva și mereu și mereu să spună ceva. Foarte impulsiv și foarte guraliv. Și versetul următor, lecția minunată pe care Domnul o predă ucenicilor și nouă tuturor, în măsura în care avem urechi de auzit, inimă de primit și dorința de a fi cu adevărat între ucenicii și între ucenicele Domnului. Atunci Iisus a chemat la El un copilaș, l-a așezat în mijlocul lor și a zis: adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor, în această realitate, ai să-i zic, extrasenzorială sau supranaturală, care dacă n-ar fi, nu s-ar tot pomeni mereu și mereu. Sunt două condiții la fel de importante. Mai întâi le spune ucenicilor: dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, cea din tâi condiție, și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în descoperirile lui Dumnezeu, în lucrările lui Dumnezeu, în minunile lui Dumnezeu, în adevărul lui Dumnezeu, în realitățile lui Dumnezeu, care sunt altele decât realitățile
pământești trecătoare. Sunt în adunările noastre foarte mulți care se întorc la Dumnezeu fără să se întoarcă. Oameni care n-au cunoscut niciodată adevărata întoarcere, ci au cunoscut o întoarcere fără întoarcere. Sunt multe feluri de a te întoarce la cineva. Spre exemplu, prea iubitul frate Bumbac, și de aici în partea dreaptă, și eu mă pot întoarce spre Dumnealui așa. Dar mă mai pot întoarce spre Dumnealui și așa. Și după aceea mă pot întoarce spre Dumnealui așa, cu totul, și mă pot întoarce spre Dumnealui stând așa și înaintând înspre Dumnealui și luându-L în braț. Sunt multe feluri de a te întoarce la Dumnezeu. Sunt oameni care cunosc o întoarcere fără întoarcere. Mai întâi ne întoarcem la Dumnezeu și după aceea ne facem ca niște copilași. De aceea vă spun, zice Domnul Iisus, cine se va smeri ca acest copilaș va fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Și eu am întrebat pe Domnul: Doamne, dar cum s-a smerit copilașul acesta? Că dacă l-ai fi întrebat, știi ceva despre smerenie, poate că nici n-ar fi știut să spun. Cum s-a smerit? Simplu. Când l-a chemat Domnul, s-a dus la Domnul. Și când l-a așezat Domnul într-un loc anume, s-a lăsat așezat în locul în care i l-a rânduit Dumnezeu. Noi suntem mari, suntem tari, suntem grozavi. Cine este mai grozav decât noi? Domnul ne cheamă și noi ne ducem în altă parte. Domnul ne-ar așeza într-un loc unde ne-ar da El mari binecuvântări și noi ne ducem după mintea noastră, unde gândim noi că ar fi cel mai potrivit pentru noi și interesele noastre și așa mai departe. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu și dacă nu ne facem ca niște copilași, cu niciun chip nu vom intra în slavă, în prezența lui Dumnezeu, în cer, în împărăția cerurilor. Nu cred că este greșit dacă întreb în chip responsabil, din nou în seara aceasta, este cineva aici care ar vrea la sfârșitul vieții să meargă în iad? Dacă vrei să mergi în iad, nu trebuie să-ți barzi mult capul. În iad te duci oricum, te duci de avalm. Cine vrea să moșenească cerul împreună cu sfinții, mai întâi să se întoarcă cu adevărat la Domnul, și adevărată întoarcere este întoarcerea din inimă, nu doar de pe buze, și neapărat ne facem ca niște copilași. Nu se întâlnești niciodată vreun copil de 10 ani, să zic, care să zică într-o zi: of, 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 m-am săturat de familia aceasta, de părinții aceștia, de casa aceasta, de mâine, îmi iau viața în mâini. Mă mut undeva cu chirie și o să găsesc un serviciu bun și am terminat-o cu toate aceste lucruri. El știe în mod instinctiv și natural că este dependent în totul totului tot, de părinții lui, de familia lui și de toate celelalte. Spune că un frate sărac s-a rugat într-o zi Domnului: Doamne, dă-mi și mie ceva bogăție ca să ies din sărăcie aceasta nemaipomenit. Și Domnul i-a zis: pune o săgeată în arc și unde o să cadă săgeata, ai să găsești o comoară mare. Și în felul acesta scap de sărăcia mare despre care tot vorbești. Zis și făcut. Și fratele acesta a pus săgeata în arc și a tras, a tras, a tras, a tras și a făcut gaură după gaură, groapă după groapă și n-a găsit nicio comoară. Și s-a supărat: Doamne, mi-ai zis așa și n-am găsit nicio comoară. Și Domnul îi zice: dar eu nu ți-am zis să tragi cu arcul, cu săgeata, ți-am zis doar să pui săgeata în arc și unde o să cadă săgeata, acolo o să găsești comoară. Și s-a pocăit, a pus săgeata în arc, săgeata a căzut lângă el, a săpat și a găsit comoară. Cred că ați înțeles. Domnul este aproape de toți cei cu inima zdrobită. Să ai o inimă simplă, să ai o gândire simplă, să ai o vorbire simplă și o trăire simplă. Hai să vă mai spun și pilda aceasta și după aceea, prin durarea Domnului, încet, încet. Ia uite, fratele, ce să face semn. Și altul.
Nu și nu și iarăși nu și nu. Bine, dacă o fi cineva nicăjit că v-am predicat prea mult, să dea vina și pe dânsi. Ca să împart binecuvântarea și cu dânsi și să nu duc numai eu binecuvântarea aceasta minunată. Spune tot aici, în Evanghelia după Luca, în capitolul al șaptelea, este un episod așa de frumos și așa de grăitor, intitulat Femeia păcătoasă. De ce-o fi pus titlul acesta? Nu știu. Dar mă rog, așa l-au pus, trăiască Domnul. Și orice spune un fariseu, a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el iese la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Acum, fraților și surorilor, în Biblie, în Evanghelie, fariseii sunt pomeniți aproape de 100 de ori, aproape la fel de mult ca ucenicii. De ce? Pentru că Domnul știa că de-a lungul miilor de ani vor fi tot timpul farisei în biserică. Și astăzi sunt mai mulți farisei în biserică decât niciodată înainte. Fariseul este omul care are despre sine o impresie foarte bună, o impresie foarte înaltă, este omul care se încrede în religiozitatea sau în neprihănirea lui și este omul care în același timp îi disprețuiește pe ceilalți. Este omul care se crede neapărat cineva sau ceva. Și în românește îi se spune cel mai bine între limbile pământului minții, minte. Noi proiectăm în mintea noastră fel și fel de sisteme de gândire, că sunt sisteme teologice sau filozofice, tot acolo. Și el se gândea în sinea lui, a lăsat mintea să-l mintă, privind înspre Domnul, înspre femeia aceasta minunată și înspre lucrarea scumpă și mult binecuvântată care se săvârșea, dar pe care el o vedea taman pe dos, pentru că era neapărat cineva sau ceva. Dacă omul acesta ar fi proroc, cum se pretinde, ar ști cine și ce fel de femeie este femeia care se atinge de el, că este o păcătoasă și nu i-ar îngădui nici de cum să se atingă de el. Dacă un fariseu se atingea de o femeie păcătoasă sau de un bărbat păcătos, se întorcea repede acasă și după aceea făcea mai multe băi ritualice ca să se curățească el și hainele de pe el. Foarte interesați fariseii să curețe partea de afară a blidului și Domnul Iisus este interesat de inima noastră întâi de toate și mai apoi și de partea blidului de afară. Și pentru că El iubește și iubește dumnezeiește, iubește și pe Simon, fariseul și fariseii de astăzi, din biserica aceasta și din orice cealaltă biserică. Simone, vreau să spun ceva. Spune învățătorule și spune pilda aceasta minunată. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 50.000 de euro, iar celălalt cu 5.000. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar,
care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Dacă ai fi întrebat și un copil de 5 ani sau de 7 ani, întrebarea aceasta foarte practică și simplă, ar fi răspuns exact la fel. Socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult, va iubi mai mult. Și acum, după ce i-a dat alifie pentru ochi, după ce i-a descoperit tainele împărăției lui Dumnezeu, i-a îndreptat ochii spre femeia aceasta și spre lucrarea scumpă și minunată pe care femeia aceasta o săvârșise. O lucrare care a rămas scrisă aici la loc de cinste pentru totdeauna în Biblie, în cuvântul Domnului. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu, femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, dar cine, pentru că a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele, amin. Când îi mai veni prin durarea Domnului vreodată, de îi mai veni, că un frate minunat care este acolo în spate, zice, ar trebui să-ți facem o cameră aici la Toflea și să nu mai pleci. Când ne bucurăm că, uite, ai venit încă o dată și încă o dată, ți-ai lipit inima de noi și noi ne-am lipit inima de Dumnezeu. Când îi mai veni, să-mi aduceți aminte să vă spun un cuvânt despre lucrarea excepțională din Ioan, capitolul al 4-lea, cu femeia samaritean. Lucrarea aceasta scumpă și minunată, ce am fi gândit noi cu privire la o femeie divorțată de 5 ori și care acum era cu bărbatul altei femei? Dar ce am gândit dacă o femeie de felul acesta s-ar așeza lângă noi în adunare pe scaun? Oh, oh, oh. Și Domnul Iisus s-a așezat de partea celor care erau urâți de cei din religia Lui. Iudeii și samaritenii nu doar că nu aveau nicio legătură, dar iudeii îi disprețuiau și urau de moarte pe samariteni, îi considerau diavol. Și s-a dovedit că femeia aceasta era o misionară de mâna întâi. Și s-a dovedit că femeia aceasta era un suflet atât de scump și atât de flămând și însetat după Dumnezeu. Femeia aceasta a convertit într-o zi toată cetatea la Iisus. Nu știm ce-a fi făcut după aceea, că dacă lua cetățile la rând, toată Samaria era adusă la Domnul, nu? Nu știm dacă nu cumva ar fi fost martirizată pentru credința ei. Vom afla când vom ajunge în cer. Să nu-i judecăm pe oameni, să nu-i vorbim rău, să nu-i arătăm cu degetul, să ne aruncăm cu pietre după dânsii. Când detestăm pe cineva, ne rănim pe noi înșine. Să avem dragostea aceasta minunată, dragostea aceasta care vine din cer, care vine de la Dumnezeu, despre care ați auzit cântându-se în chip minunat iarăși în seara aceasta, în locul acesta. O dragoste care iartă tot, care acoperă totul, suferă totul, crede totul. Și o dragoste care nădăjduiește tot. Mă gândesc la mama lui Saul din Tars, l-a trimis la școală teologică, nu? Școala lui Gamaliel, să învețe lucruri mari despre Dumnezeu. Și acum a auzit și era cu inima frântă, uite, băiatul meu face propăl printre creștini. Și era cu inima zdrobită de dureri. Și a venit o zi, Dumnezeul nostru este Dumnezeul surprizelor, și n-a mai fost un ucigaș. Nu că spun eu că era el un ucigaș, Biblia spune, sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Și acum n-a mai fost un ucigaș, că a fost unul gata să-și dea viața pentru Domnul și pentru noi, pentru mântuirea oamenilor, pentru mântuirea semenilor. Să nu-i detestăm pe oameni, să nu-i judecăm, ci să avem dragostea aceasta care îndădăjduiește totul,
care nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Cum v-am mai spus, trezirile spirituale sunt împiedicate de faptul că ne vorbim de rău unii pe alții și de faptul că ne bucurăm de greșelile altora. Doamne ajută și Doamne dă izbând. 2000 de ani în urmă, Domnul a ieșit din cetatea Ierihon, cetate care se găsea și se găsește la cel mai jos nivel, sub nivelul mării, 600 de metri, și acum în cetatea aceasta, aflată la nivelul cel mai de jos, era un bărbat cu numele Bartimeu, în starea cea mai de jos, în starea cea mai de pe urmă. Și el doar a auzit că trece Iisus din Nazaret, orb și cerșetor, cedea la marginea drumului. Și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine? A auzit că trece Iisus din Nazaret, care aprinde speranța în oameni. Trece Iisus din Nazaret, care alungă întunericul, ignoranța, și aduce lumina, adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Care alungă blestemul ca să aducă binecuvântarea, alungă nelegiuirea, păcatul, ca să aducă neprihănirea, și alungă moartea ca să aducă viață pentru noi și pentru dragii noștri. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. El știa că are nevoie de vedere ca să-și pună viața în ordine. Așa și noi, fraților și surorilor, tot timpul să strigăm la Domnul: Doamne, mai pune un de lemn în vasele noastre. Mai pune dar de binecuvântare ale fiii minunată și binecuvântată pentru ochi, ca să vedem prin ochii tăi și tu să vezi prin inima și prin ochii noștri. Altfel ne putem înșela amarnic. Ce spune el, marele chirurg Iisus? Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai de folos pentru tine să intri în cer cu un ochi decât să rămâi cu amândoi ochii și să fii aruncat în ghenă, adică în focul cel veșnic. Ce mai spune marele chirurg Iisus? Scoate întâi bârna din ochiul tău și ai să vezi mai apoi deslușit și paiul din ochiul fratelui tău. Când permitem demonilor să se ocupe de ochii noștri, vedem greșeli în toți și în tot. Să ne întrebăm cu seriozitate: cine este medicul oftalmolog care îngrijește de ochii noștri și de viața noastră? Ce spune în cartea Apocalipsa? Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești și ticălos și nenorocit și sărac și gol și, cum zice mai departe, și orb. Te sfătuiesc să cumperi de la mine și asta și asta și alifie, și mai apoi zice să-ți ungi ochii ca să vezi bine. Alifia Domnului. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud că ai acoperit aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit cu cale tu. Să nu permitem nimănui să ne fure inima cu nimic. Și să nu permitem nimănui, niciunui lucru, să facă din inima noastră o inimă de om grozav, de om mare, de om deștept, de om sofisticat. Să nu ne fure nimeni cu filozofiile și cu învățăturile veacului acestuia, ci să rămânem prin credință vegheatori în ascultare lângă Domnul. Amin. Și cuvântul Domnului să ne vorbească și Duhul Sfânt să lucreze mereu în noi, cu noi și prin noi. Amin. Chipul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, mântuirea semenilor noștri și prin aceasta mântuirea noastră, mărire Domnului. Amin.
Chiar dacă ar fi să mă întrebați pe mine care este semnul după care cunoști că unul sigur este între cei mântuiți, ce spune? Cel care nu mai este deloc interesat de mântuirea lui și aleargă într-una pentru mântuirea altora, ăsta sigur este între cei mântuiți. Cu privire la ceilalți, un semn mare de întrebare. Și cuvântul care zice să ne încălțăm cu... N-aud. Hai, frate Gianni, hai. Să ne încălțăm cu râvnă Evangheliei păci. Adică să avem încălțăminte dintre aceasta turbionară, să fie o nemaipomenită pasiune și să nu fie bocanci, ca la armată să călcăm mitocănește peste sufletele oamenilor care sunt ginga și ca niște flori, și să avem pantofi de balerini. Să fiți înțălțați cu râvna Evangheliei plăcii și așa să umblăm printre oameni în călătoria aceasta mult binecuvântată, drumul spre cer și acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Și mai vreau să spun un cuvânt de aleasă mulțumire, nu doar pentru preiubitul frate Bumbac și pentru casa dumnealui, pentru fratele Vasile, ăsta Vasile Oniță, inima mea, care veghează acolo în spate banca senatorilor ca să meargă lucrurile bine, și pentru întreaga adunare, și pentru frații aceștia minunați, frații ușieri. Nu există nicăieri în lume, în cronicile vreunui împărat, în care ușierii să fie pomeniți cu numeri. Dar în cronicile împăratului David, ușierii sunt pomeniți cu numeri. Și așa un mare har să ai frați cum, care la intrare, un zâmbet, o strângere de mână și dacă este nevoie neapărat, și un șervețel și nu știu ce sticlă cu apă. Domnul să-i binecuvinteze și pe dânsii și pe noi. Și așa să ne facem slujba ca pentru Domnul. Cum zicea unul la New York, măturător să fii la New York, dar să fii de nota 10, să nu mai poate Domnul de bucurie și să nu mai poate îngerii Domnului de bucurie și să nu mai poate nici semenii tăi de bucurie, văzând cum slujești omului și Domnului cu inimă bună și cu desoinicie.